game for the title? Not the game for the title. It's an important game, but this is a game. If you want to stay in the second place, you have to make a draw or to win. It won't be easy because Steaua is a big, big team, and it will be a tough game, but we are not afraid. We know our quality, and we will go there without pressure. A draw is good because FCSB Steaua has to play with Astra and Dinamo. Yes, but the best is the victory. But a draw is good also. But we don't have to lose, and we don't have to make the same game, the same results than with Dinamo Bucharest. What do you think about FCSB's forwards, Alizek and their top players? All the strikers in the playoff are good, so okay, they are good players, but like in Cluj, like in Astra, Craiova, Dinamo, all the players. But I think it's the star of the first league. Maybe for you it's a star, but for me it's a good player, like all the players in Steaua Bucharest. Your father was here for the game with Dinamo, no? Yeah, he was there, yeah. Now he will be also with Dinamo? No, he come back in Africa. He was disappointed of the results, but he said we play good, we have a good game, we have good young players, and he was surprised about this because he didn't expect the way we play football. Everybody's talking about transfers. No, it's not. I don't have offer, and it's not the most important now. We have 4 more games, and this is the most important. For you, what will it mean to win the title for you? It's your first championship, no? Yeah, if you win the championship, it will be very amazing because we work a lot with Mister, and it will be the victory of all the. Or Costanza, all the people here. It's Nedelcu is injured, so he will not be on the field. It's an advantage for you. Nedelcu is an important player, and he's injured, so we are very disappointed for him. Now we have players who can take his place. So we are confident, and I hope Nedelcu will be back as soon as possible. Este ca o finală pentru noi. Dacă noi vom reuși să câștigăm, practic, încă depindem de noi, trebuie să câștigăm cele 3 puncte și atunci vom fi la egalitate de puncte cu cei de la Steaua și meciurile directe sunt în favoarea noastră. Important e să fim 100% luni și să luăm cele 3 puncte. Nu știu, am vedea la ora meciului dacă voi juca. Nu m-am antrenat normal, sper să intru de astăzi, de mâine, nu știu exact, voi vedea zilele următoare. La exact ce ai avut? Întindere? Întindere, da. Un egal ar fi bun, ținând cont de programul mult mai greu al celor la FCSB? Nu pregătim meciul la egal, noi pregătim meciul la victorie. Cred că un egal nu ne ajută foarte mult, ținând cont că și Dinamo este în spatele nostru la 2 puncte. Noi trebuie să câștigăm dacă vrem să luăm titlul. Trebuie să pierdeți, deci va fi presiune mai mare ca apărați, dar cheia acum va fi ofensivă, nu va trebui să marcați. Am demonstrat și în meciul tur de la Constanța că avem forță ofensivă, unde am marcat 3 goluri. Cu siguranță că și pe Național Arena vom face un meci bun, atât defensiv cât și ofensiv, și vom marca. Eu am mare încredere că această finală, între ghilimele, de luni, o vom câștiga. Te aștept la un stadion mai plin, și de ce se vede, doar cu Dinamo ce mai spune. Da, cred că vor fi mulți spectatori, vor veni să vadă acest meci. A ajuns acest meci să fie un derby, ceea ce este important pentru noi. Avem multe merite ca și club, pentru că am crescut de la an la an și acum, anul acesta, am ajuns să ne batem pentru campionat.
Cred că o victoria al Dinamo la Craiova ar pune și mai multă presiune pe și pe voi și pe FCSB. Normal, Dinamo este în creștere de formă, în ultimul timp au câștigat multe meciuri, ne-au bătut și pe noi, din păcate. Dacă vor câștiga, se vor apropia de noi, dar noi trebuie să câștigăm ca să mai avem șanse la, la titlu. În cazul în care nu veți pierde pe arena națională, va fi finalul de campionat așa, lupta pentru titlul în trei? Da, dacă se va termina egal, cred că cele trei echipe, noi, Steaua și Dinamo, se vor bate până în ultima etapă. În sistemul ăsta cu play-off, play-out, aduce mai mult spectacol. Acum trei etape, dacă întrebam pe cineva de Dinamo, nu dat pentru titlul, era cam o glumă așa. Da, așa este. Se și înjumătățesc punctele când se intră în play-off și atunci toate echipele au șanse. Ați văzut și Timișoara în play-out, ce a reușit să facă, acum este peste linie. Nu știu dacă este un sistem bun sau rău, dar știu că noi am avut de pierdut în acest an. Este foarte bună, toți ne gândim doar la meciul de luni și vom face tot ceea ce depinde de noi ca să câștigăm. Eu spun că Alibec și Tănase fac tot jocul Stelei, cei doi sunt jucători de valoare și vom avea o mai mare atenție. Pentru că oricând poate să decide soarta unui meci. Dar știți bine. Ei, știm bine. Au fost aici la noi, suntem prieteni buni cu ei. Noi sperăm să-i batem cum am făcut-o și în tur. Sperați să joacă ce numere, așa cum s-a venit, din primul rând? Nu știu. Pentru noi ar fi mai dificil să joace Alibec. Dacă va juca Noiere, cred că va fi mai bine. Nu cred, cred că le este frică de noi și vor sta mai pe apărare așa. La Cluj? N-am văzut meciul de la Cluj. Am văzut că n-au prea avut ocazii de gol. Sper ca și meciul de luni să se întâmple la fel. Crezi că puteți profita de probleme în rolul defensiv? Au tot schimbat? N-am așa mai mult. Da, nu mă interesează de problemele lor din defensivă. Important e ca echipa noastră să-și facă jocul, pentru că noi am demonstrat că putem să-i batem și cred că pe tot parcursul campionatului am fost echipa cea mai bună din campionat.